Primarul orașului Căușeni vrea să revină la practica transportării gratuite la școala elevilor din diferite regiuni ale orașului. După ce acum 10 ani autoritățile locale au renunțat să mai aloce bani pentru acest serviciu, anul curent se pare că finanțe s-au găsit. Iar de la 1 octombrie, copiii din sectorul gării feroviare sunt aduși la școală gratuit. La 7:20, orice copilaj de la clasele întâia, dar tot putem spune și dacă este și la grupa mare, la grădiniță și până la clasele a 12-a, au dreptul să urce în rutiera care este scris școala, din capul șoselei Tighina, și totodată vreau să spun că această rutieră strânge toți copilașii care sunt și la, spunem așa, la Valul Traian, la segmentul Valului Traian, și totodată vrem să spunem că nu intrăm pe la micro. Locuitorii acestor sectoare spun că ideea este bună, mai ales că dimineața maxi-taxiurile sunt arhipline, iar din această cauză unii elevi întârzie la ore. Rutieră nu mă decât, ea că eu mă duc la salvare, la lucru, și eu nu pot să încap în rutieră. E nevoie dimineața, la 8, 15, la 15, la 8, e nevoie. Învață la micro și în centru învață. Copiii sunt mulți și în centru și la micro învață. Deci sunt foarte mulți copii, vreo 30 copii, dacă nu sunt mai mulți. În toată dimineața se duc la școală. Toate bune și frumoase, spun părinții, doar că copiii ar trebui să fie transportați și înapoi. E bine, foarte bine, încolo le duci, dar înapoi e că cum? Înapoi, da, mai să fim hodem, cum se spune. Care și cum poate, dar ar fi bine sigur că și înapoi, că o grămadă de copii îmblă pe drumuri, nici acum, dacă ar fi o oră anumită și un autobus, ei s-ar grăgi acasă, dar mă îmblă prin toate supermarkete, greu ajung acasă. Șoferii microbuzelor de rută numărul 3 afirmă că se descurcau și singuri fără aceste microbusuri puse gratuit de primărie. A fost și rutiera cu copii? Da. O luat vreo 5 oameni dacă aș luat, 5 copii dacă aș luat. Restul tot să merg cu mine. Ei merg la micro, merg. Mai mulți. Era goală azi dimineața? Eu nu știu, ca când așa, când au rămas vreo doi, au rămas numai la dânsul. Altcineva nu a rămas nimeni. Pe lângă transportarea gratuită a elevilor, oamenii mai solicită și amenajarea unei stații de autobuze. Ei afirmă că de ani de zile li se promite acest lucru, doar că până acum nimeni nu a acționat. Trei copii au. Ce dăm văd? Că nici duc la oprire, și de acolo se încarcă mai mulți. Să aici e cam jumătate rutiera e plină. Dar așa noi aici stăm. Partea azi de mahală, aici. Băcata și e acolo. Și tot așa. Cetățenii au identificat chiar și un teren pentru construcția acesteia, doar că primăria să le-o instaleze. Poate să fie de 3 jumătate, poate să fie de 4. Da, undeva așa. La 3 jumătate, dacă eu mă greșesc, 3 jumătate, 3 metri, o să fie oprirea aceasta. Avem pe aici mulți bătrâni, în partea asta sunt toți bătrâni. Și vin să așează, dar n-au unii, stau în picioare. Plouă ceva, ninji, stau fără crâști. La 52 de bătrânei care, într-adevăr, necesită momentele astea. Nu poate el să ducă încă 500 de metri într-un capăt și 300 în alt capăt. De aceea, toată stima și respectul o să fie amplasată. Dăm așa, dacă să vorbim cu Badea Stiopa, el a spus că dam aproape gata, săptămâna asta, până vine, nu trebuie să o batem în cuie aici. Dacă nu, înseamnă că îl batem pe Badea Stiopa și îl punem pe dânsul aici. Potrivit primarului, în acest sector vor fi construite și alte stații de autobuze, iar microbuzele pentru transportarea gratuită a elevilor la școlile din centrul orașului vor apărea pe mai multe străzi.